În bugetul Casei Județene de Asigurări de Sănătate Olt a intrat recent o importantă sumă de bani. Fondurile au fost primite de la Casa Națională în urma unei noi rectificări a bugetului. Banii se vor direcționa către diversi furnizori de servicii medicale pentru acoperirea unor cheltuieli eligibile. Suma alocată pentru acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale a fost suplimentată cu 16.785.030 de lei, din care 11.599.000 le-a revenit spitalelor. Asistența medicală pentru specialitățile clinice a mai primit în urma acestei suplimentări 1.545.000 de lei, iar asistența medicală primară 773.790 de lei. Și fondul alocat pentru asistența medicală de specialitate paraclinică a fost suplimentat cu 601.000 lei. Suma alocată pentru dispozitive medicale este una extrem de importantă. Ea permite decontarea tuturor solicitărilor făcute până acum de pacienții olteni. Pentru dispozitive medicale s-au mai alocat 900.000 de lei, pentru astfel bugetul aprobat pentru anul 2018 ajungând la 5.739.000 de lei. Fapt ce permite onorarea tuturor cererilor de dispozitive medicale. Cele mai multe solicitări înregistrate au fost pentru orteze, dispozitive de mers și proteze auditive. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Olt a mai primit de la Casa Națională și la începutul lunii trecute bani. Suma alocată atunci a fost destinată cu precădere acoperirii majorărilor salariale ale angajaților unităților medicale cu paturi din județ.